Bine ați venit la emisiunea care vă învață cum să vă întăriți imunitatea în plin sezon al răcelilor și al virozelor. Doamna dr. Puia Ida, medic primar, medicină de familie, este alături de noi pentru a vă oferi cele mai bune sfaturi pentru a rămâne sănătoși. Bună ziua, doamna doctor, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum funcționează sistemul imunitar în cazul unui organism sănătos? Dacă ne-ați putea explica despre imunitatea născută, imunitatea dobândită, ca să înțelegem principiul de funcționare, ca să-i spun da. Așa. Să zic, principiul de funcționare este unul foarte complex și, bine ați spus, este primul pas în înțelegere să cunoaștem aceste două noțiuni de imunitate născută și imunitate dobândită. Imunitatea născută este cea cu care, după cum bine spune numele, o moștenim de la genitorii noștri, cu care ne naștem și, în principal, din ea face parte tot, să zicem, toate organele care le avem, cum este pielea, mucoasele, cu care ne luptăm ca și primă armă în imunitate și, foarte important, microbiomul pe care îl avem, cu care ne naștem, care se dezvoltă în primele luni, săptămâni, luni de viață și care devine matur într-o anumită perioadă de timp. Ce este iarăși foarte important de reținut este că imunitatea născută nu are memorie. Deci nu este o imunitate cu care ne luptăm în acel moment și reușim să facem. Iar cea dobândită este cea care vine și se luptă specific, spunem, cu diversi agenți patogeni, virusuri, bacterii, micoze și așa mai departe și obține o imunitate care este cu memorie lungă, de lungă durată, astfel încât la următoarea întâlnire cu un acel tip de antigen, organismul reacționează cu totul altfel și nu se mai produce boala. Și nu avem totuși o imunitate pe care o moștenim din punct de vedere genetic. Da, este cea născută. Cea născută pe care o luăm de la părinții noștri și acolo de aici apar diferențele. Ha. De ce unii ne îmbolnăvim mai des, de ce alții mai puțin. Am înțeles. Nu suntem la fel. Când se formează, în cazul copiilor, când se formează sistemul imunitar? El se formează de la naștere. De la naștere copilul are multe, multe elemente cu care să se lupte și deci o imunitate născută, tegumentul, mucoasele, care reacționează foarte, de aceea este bine de întreținut acestea în sănătate, să nu fie expuse foarte mult la diversi factori, să zicem, fizici sau chimici. De aceea nu este indicată chiar, poate să sune așa, o spălare excesivă când distrugem microbiomul tegumentului, pentru că ne spălăm, ne dezinfectăm de 10-20 de ori pe zi și atunci distrugem și ceea ce ne poate apăra, nu numai ceea ce ne poate îmbolnăvi. Iar ulterior, copilul, sigur, este într-o continuă dezvoltare și putem spune că multe dintre sistemele copilului se dezvoltă continuu. Da, puteți să ne dați o vârstă ca să și zicem părinți. Că se recunoaște că între până la vârsta de 4 ani imunitatea este nu este una atât de competentă, să folosim acest cuvânt, și atunci copilul este mai expus, dar de exemplu în primele 6 luni de viață copilul este foarte protejat în condițiile în care are o serie de anticorpi care pasează prin circulația fetoplacentară de la mamă și dacă este și alăptat cu atât mai mult, este protejat prin foarte multe microelemente, deci, care ani... trec și produși care trec prin laptele matern. Dar până la 4 ani ne așteptăm ca acel copil să fie expus unor mai multor infecții, să facă cunoștință cu mai mulți antigeni, cu mai mulți, ca să-și producă, să-și facă o imunitate mai completă. Și de asta spunem că se îmbolnăvesc mai des. Da, spune asta. Da, deci se acceptă, studii demonstrează că îmbolnăviri de 6-8 viroze pe an la copil, sigur fără să fie niște forme foarte grave, pentru că atunci ne punem problema de ce copilul face astfel de forme, este un lucru acceptat, mai ales pentru copiii care sunt în colectivitate și ce mai vreau să spun, mai ales acolo unde în familie se fumează.
Deci, atenție la fumători, atenție, da, nu în prezența copilului. Nu în prezența, nu în casă, nu în pentru casă, că fumul rămâne. Deci nu expunere pasivă la fumul de țigară. Da, fumatul pasiv oriunde este mai el, grav decât oriunde fumatul. Este, da, la acasă, la, știu, diverse locuri unde deci se cred că așa se poate explica și de ce copiii fac forme diferite de boală în fața celui aș virus. Putem... Da. Sunt forme diferite de boală, o parte țin de gazdă, cum spunem noi, deci de noi, de copil, și ce imunitate înnăscută are el, cât este de... sunt... cât de... dacă mai are boli asociate, dacă are anumite condiții de viață care pot să-l influențeze, și sigur sunt și factori care țin de agentul etiologic și în speță virusul pe care și de cantitatea de virus, da, mă refer. De exemplu, toate virusurile au capacitatea aceasta de se replica. Odată intrat virusul în organism, prin mucoasa nazală, mucoasa bucală, care sunt principalele căi de intrare, el are capacitatea de a se replica, deci de a se înmulți, și în măsura în care găsește condițiile propice să se dezvolte foarte mult, o infectare cu multiple copii de virus, atunci poate să dea o formă mai severă de boală. Dar ei însuși, aceste microorganisme, au factori patogeni, se numesc, cu care... au anumite lucruri care îi fac să fie mai agresivi, unul mai agresiv decât celelalte. Și pentru că suntem în sezon de gripă, dau acest exemplu și știm că în fiecare sezon antigripal avem o altă variantă. Virusul se adaptează și vrea să supraviețuiască în lumea noastră și atunci el se adaptează și creează forme noi, subtipuri noi de virus gripal, care unele sunt mai puțin agresive, altele mai mult agresive, depinde de compoziția lor. Ca să fim mai puternici în fața virozelor, este important ce mâncăm? Da, este important tot ce ține de un stil de viață sănătos, pe lângă o mâncare echilibrată. Și aici trebuie să fim cel mai bine adepți. Nu există niciun aliment miraculos. Fiecare vine cu un plus sau ceva mai puțin bun, dar este bine să avem o proporție bună și să nu lipsească din alimentația zilnică legumele și fructele proaspete, care aduc o cantitate de vitamine și minerale ușor asimilabile de către organism și mult mai ușor, mai asimilabile decât ce luăm din medicament, deci surplusul medicamentos. Adică forma absorbabilă din alimente. Exact. Să specificăm, asta este mult mai bună decât cea dintr-un preparat farmaceutic, exact, sau supliment, exact, alimentar. Sigur că atunci când nu putem să mâncăm cantități enorme de așa, putem să suplimentăm și cu aceste vitamine sau minerale din sub forma diverselor medicamente. Ce este iarăși foarte important? Să avem proteină de calitate, mai ales la copil care este într-un proces de creștere continuu și are nevoie. Proteina de calitate este proteina animală. Sigur că în cantitățile corespunzătoare, și pe lângă alimentație să evităm monotonia, este foarte important, mai ales la copil, și cu cât copilul este mai mic și îl învățăm mai repede să mănânce mai divers, este cu atât mai bine, va accepta. Cantitatea să fie una corespunzătoare, nici redusă, nici excesivă, și pe lângă aceasta, desigur, mișcarea să fie prezentă, mișcarea fizică, în aer liber, limitarea expunerii la ecrane, care se discută foarte mult acum în lumea medicală, și să nu depășească două ore. Nu din cauza că s-ar produce ceva în corpul copilului, din cauza că nu-l expunem la
Pur și simplu este înlocuită, expunerea aceasta înlocuiește exercițiul fizic, da. Favorizează alimentația în timpul ce care este cu tot felul de lucruri. Favorizează un comportament. Da. Favorizează un comportament că nu credem în 5G și alte, alte variante. Dar se spune că copilul este bine să fie limitat la o expunere de 2 ore pe zi. Și să nu uităm, iarăși, ce este foarte important pentru sănătatea unui organism, mai ales a copilului în creștere, este somnul. Și să-i asigurăm un somn de calitate și cantitativ suficient. Da, și atunci, acolo unde există iarăși probleme de somn, trebuie să căutăm cauze, să încercăm să reglăm acest lucru, că apoi se vor regla multe alte lucruri. Da, așa. Cred și eu și susțin și eu asta la pacienții mei de la farmacie. Da. Le spun de multe ori lucrul acesta. Haideți să le spunem părinților și în timpul sarcinii, dacă este important ce mănâncă mama, că mămicile sunt îngrijorate pentru asta. Da, este foarte important și la fel pledez pentru o alimentație complexă, diversă, nu cum este în popor spus așa pentru doi, sau să ne gândim că al doilea este mic și nu are nevoie ca un adult, deci să nu ne gândim așa. Deci o mamă, o viitoare mamă are nevoie de 200-300 de calorii suplimentare pe care le poate duce și pe perioada alăptării și este bine, alimentele nu trec prin alimentele nu ajung în lapte așa simplu, avem niște bariere, da? Bariera enterală, care este cea din stomac, de unde se absorbe, apoi bariera lactată, hematolactată, când se formează. Deci formarea laptelui este un proces endocrin până la urmă și se întâmplă, cum spun întotdeauna, le spun mamelor, între cap și sân, acolo se nu ajunge în stomac. Deci până când, așa că nu sunt restricții majore și numai dacă ne gândim logic câte obiceiuri avem pe globul pământesc alimentare, sigur nu, este bine să fie o alimentație sănătoasă, fără excese, nici calorice și nici de condimente super speciale sau așa. Deci mama, dacă consumă la fel legume, fructe proaspete în fiecare zi, proteine, respectând acel procent, undeva 30% proteine, 30% lipide, 60% carbohidrații de calitate, este o alimentație corectă și care ajută sigur copilul să moștenească o floră microbiană sănătoasă, deci un microbiom bun, nivel de minerale și de vitamine corespunzător și să pornească cu bine. Există analize care le putem face să ne indice starea de imunitate a corpului nostru? Există, dar situația în care sunt indicate, situațiile în care ar trebui indicate sunt foarte reduse. Chiar atunci când ne convingem că un copil are probleme de imunitate. Deci, cum am spus, dacă eu mă gândesc în practica mea medicală de foarte mulți ani, foarte rar am avut copii cu probleme de imunitate serioase care au trebuit să fie investigate și să aflăm care este. În rest, aceste îmbolnăviri frecvente pe care le are copilul trebuie cumva analizate într-un final, văzut, corectat tot ce se poate în stilul de viață și în ceea ce se întâmplă cu copilul, alimentație, expunere la diverse situații conflictuale, stres și așa mai departe. Și dacă acestea le rezolvăm, lucrurile se rezolvă și din punct de vedere al îmbolnăvirilor. Deci nu întotdeauna aceste îmbolnăviri frecvente sunt echivalentul unei imunități scăzute. Am înțeles. Ce legătură există între flora intestinală și sistemul imunitar? Deci vă spuneam că este acel microbiom care se dezvoltă, se formează, cu care ne naștem și care după aceea se dezvoltă mereu, în care avem toate acele probiotice și prebiotice de care se vorbește destul de mult, care ne realizează microbiomul nostru, cu care ne putem apăra și care au un rol foarte important și foarte complex și încă
incomplet cunoscut în apărarea noastră. Sunt tot mai multe studii care demonstrează importanța microbiomului în, în dezvoltarea imunității. Da, și de asta mecanismul alergiilor, în mecanismul imunității se încearcă tratamente, sigur. Avem indicații, sunt și studii, sunt și foarte multe studii, sunt și foarte multe, cum să spun, se utilizează cu foarte multă larghețe, dar sunt și indicații foarte clare a probioticelor pe care le putem lua și din natural, să zicem așa, să nu ne lipsească iaurtul din alimentație, de exemplu. Murăturile. Murăturile, da. Și semințele. Am înțeles că sunt o sursă foarte bună de probiotice. Da. Și acum, la final, aș vrea să ne spuneți ca și o concluzie, care e, din punctul dumneavoastră de vedere, recomandarea să avem un sistem imunitar. Să mai repetați încă o dată. Ați punctat foarte bine pe tot parcursul emisiunii anumite idei în acest sens, dar să le facem o concluzie finală spectatorilor noștri. Da. Deci, în primul rând, o viitoare mamă să aibă grijă să aibă o sarcină sănătoasă, în care să consideră din start că este o stare fiziologică, nu o boală, să facă mișcare, să se alimenteze sănătos, să fie bucuroasă, să fie liniștită și convinsă că lucrurile vor fi bine, deci să nu se îngrijoreze prea mult în această perioadă. Apoi să facă tot ce poate ca să alăpteze, pentru că copilul astfel va beneficia de tot ce are nevoie de la mamă, deci va avea o imunitate născută bună, să păstreze și să aibă o igienă corespunzătoare a nou-născutului, a sugarului, a tegumentului, a nasului și a gurii. Și aici vreau iarăși să spun să nu folosească în exces aspirația nazală, deci să pentru că știu că este un obicei și mama folosește frecvent acest lucru și atunci agresăm mucoasele și creăm porți de intrare. Și apoi, desigur, alimentația copilului să fie una, cum am spus, diversă, din care să nu lipsească fructe, legume, proteine de calitate. Dacă este cazul, să se sfătuiască întotdeauna cu medicul de familie pentru utilizarea produselor farmaceutice care pot să îmbunătățească, dar care nu formează ele sau nu au un rol care poate să excludă ceea ce am spus până acum. Deci ele îmbunătățesc și pot să întărească. Și atunci vitamine, minerale, prebiotice, probiotice să fie luate la sfatul medicului, în colaborare cu medicul și, cum am spus, copilul să aibă parte de mișcare fizică, de somn de calitate. Deci un stil de viață cât se poate stil de echilibrat. De viață echilibrat, da, și îmbolnăvirile să fie tratate iarăși în colaborare cu medicul, să iarăși atingem un alt subiect, utilizarea antibioticului în exces fără și când nu este, când nu este cazul, da, și fără consult, și atunci sunt multe, desigur, organismul se apără, chiar și febra în sine este un mecanism de apărare și nu trebuie să-l combatem excesiv și are rolul ei și generează multe celule care pot să declanșeze mecanismele imune, mecanismele de apărare în organism. Mulțumesc foarte mult că ați menționat asta și mulțumesc pentru toate informațiile care ni le-ați dat. Cu mare drag și să fim sănătoși. Încercăm să fim sănătoși și să luăm așa cum sunt bolile acestea intercurente, să știm că trec, că sunt autolimitate. Mulțumim pentru informațiile care ne le-ați acordat. Cu drag. Vă recomand cu încredere Omnibiotic Pro V5, care este un probiotic cu vitamina D. Acesta are un rol benefic în echilibrarea florei intestinale și conține 5 tulpini bacteriene cu rol important în lupta organismului împotriva virusurilor care pot produce infecții respiratorii. Să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!